Salut, eu sunt Gicu și astăzi am să plantăm aici în pământ direct niște pomi de rodiu pe care i-am crescut din semințe și au deja un an în ghiveci, așa că trebuie să îi transferăm în grădină, în pământ direct și vor crește frumos și vigoros. Am mai avut rodiu în pământ direct și am și acum unul, dar am avut doi. Unul a înghețat sau s-a uscat, nu mai știu, dar era înalt cât mine și înflorise anul trecut. Din păcate s-a uscat, dar asta e. Nu mă las bătut, așa că plantăm alt pom în loc. Și iată acesta cum a crescut din semințe, are deja un an și trebuia să-l plantez din primăvară, dar n-am avut timp. Oricum, nici acum nu-i târziu și se va dezvolta foarte frumos. Îl vom scoate din acest ghiveci de plastic și găsim un loc pe aici, pe undeva, prin natură. Sunt la 100 de metri de casă. Și în acest ghiveci am mai mulți rodii pe care i-am crescut din semințe la fel și am să-i plantez împreună. La primăvară, probabil, am să-i despart și am să-i plant separat, care vor rezista peste iarnă. Deci vom vedea. Acum uitați-vă acest rodiu cum a crescut din rădăcină. L-am mutat cam târziu și nu s-a prins, dar a crescut din rădăcină și acum arată viguros. Și eu zic că va trece peste iarnă. E bine, hai să găsim un loc și să plantăm acest frumos pom de rodiu și pe viitor eu zic că va înflori și poate va produce și fruct. Vom vedea, trebuie de avut grijă. Știi ceva, aici cât camera e setată și locul e drept, voi scoate în fața camerei acest pom de rodiu din ghiveciul ăsta de plastic. Sper că îl voi scoate ușor, să începem. Am reușit și l-am scos și uitați-vă la rădăcini, arată superb! E bine, să știi că am găsit un loc însorit, acolo deja e soare, e 9 dimineață și hai să vă arăt unde. Iată, aici am plantat lămâiul trifoliat, dacă țineți minte am să vă las link-ul în colț. Arată bine! S-a pornit frumos! Aici un rodiu care rădăcinile au rezistat peste iarnă și a pornit din nou. Arată foarte viguros și am plantat pe lângă el căpșună. Mai e și înflorită încă, super această căpșună și îmi place că e rouă dimineață. Iată acest rodiu cum arată de aproape, foarte frumos. Să mergem mai departe să vă arăt unde am să plantez noul pom de rodiu. Aici mergem. Unde e soare acolo. E rouă dimineață, e superb. Așa, atent. Eu deja aici pregătesc locul și tai iarba. Iată aici, în acest loc, voi planta rodiu. Sper să-i placă. Am găsit și niște mușchi aici, îmi pare foarte bine pentru că voi face un experiment cu înmulțirea orhidei prin tijă și chiar am să-l iau acasă. Chiar căutam mușchi. Eu, după câte văd, pământul e foarte bun, e negru și voi începe să sap o gaură. Thank you.
Eu zic că e destul și acum trebuie să încercăm să plantăm rodiu aici. Eu zic că așa e perfect. Voi adăuga tot pământul împrejurul lui și după care voi uda. Unul deja l-am plantat, a rămas pe ăla care cu mulți puieți, să-l plantez și termin. Hai să-l udăm! Uitați-vă cât de frumos acum arată rodiu, super, se va dezvolta bine. Să știi că deja l-am plantat și pe a doilea. Hai să vă arăt cum arată. Iată aici l-am plantat, va crește frumos, l-am plantat repejor, e foarte cald de dimineață. Astăzi eu zic că va fi vreo 35 de grade de căldură și am lucrat pe soare, așa că m-aș bucura dacă ați aprecia acest video. Și pe urmă voi face un update cât vor crește toată vara și toamna un pic. Voi veni și voi mai uda acești pomi de rodiu și vor crește frumos. Lucrul meu a luat sfârșit, cât e de bine la umbră. Și bine că am găsit mușchi, îl prinde bine la plantele mele, așa că la orhidee pot să tai tija, că deja au trecut florile și să pun la mulțit prin tija și poate va crește vreun puiete. Voi vedea, dacă doriți, pot să fac video cu mulțirea orhidei. E un experiment și nu știu dacă voi reuși, dar știi cum eu experimentez. Așa că îmi pare bine că am găsit acest mușchi. Și cam atât pentru acest video. Sper ca pomii mei de rodiu toți să se dezvolte frumos și să înflorească cu timpul. Vom vedea. O zi cât mai frumoasă de vară și multă sănătate și abonați-vă la canal dacă doriți, apăsați pe clopoțel să vă vină notificări când postez un video nou și dacă doriți, abonați-vă la canalul meu de fotografie, linkul se află în colț. O zi cât mai frumoasă, numai bine!